Trecând de aici, spune așa. Și apoi, o altă etapă. Și apoi, le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Deci vedeți care este următoarea etapă pentru un necredincios? După ce s-a împărtășit și a primit trupul și sângele lui Hristos în modul euharistic, prin liturghie, lui se deschide mintea și înțelege singur Scripturile. Din cei care sunteți în biserică, cine a primit de dimineață telegramă să fie azi la biserică? Duhul v-a dus, nu v-a chemat nimeni. Ați venit din plăcere și convingere. Ei, această plăcere și convingere se naște din vedere sufletească, din voință duhovnicească, din cunoaștere duhovnicească, din dor de Dumnezeu, nu din prostie, nu din analfabetism. Să știți că nu înseamnă că trebuie să ai carte ca să mergi la biserică sau nu înseamnă că trebuie să fii prost ca să mergi la biserică. În biserică cel mai mare intelectual este Hristos, învățătorul cel mare, păstorul cel mare, doctorul cel mare, stăpânul cel mare. Și după el noi, apostolii, profeții, mucenicii, patriarhii, prorocii, toți cuvioșii, cuvioasele și toate sfintele și sfinții care îi vedem și pictați prin biserică sau pe care îi vedem sau îi citim în sinaxare. De ce v-am explicat lucrul acesta? O să mă întrebați tot de ce. Eu mă întreb de ce. Ca să vedeți că dacă nu ni se deschid mințile să înțelegem Scripturile, și prezența dumneavoastră în biserică este un act de injustețe față de Dumnezeu. Și ce pot să demonstrez cu asta? Pot să demonstrez următorul lucru. Că omul pe care eu l-am întâlnit azi la Sfânta Liturghie, mâine în oraș săvârșește o nenorocire, și presa nu spune Ion al lui Maria lui Ileana a ucis un om. Un creștin ortodox a călcat un om pe trecerea de pieton și a fugit de la fața accidentului. Dumnezeu e de vină. E primul vinovat. Că preotul era beat, călugurul era neserios, creștinul era homosexual sau curvar sau ce Doamne iartă-mă făcea. Dumnezeu era de vină. De ce era Dumnezeu de vină? Pentru că eu în orbirea mea confund Sfântul Prestol și Sfânta Masă și jertfa divină care vine din cer prin pogorârea Duhului cu actele administrative din societate. Și dacă un creștin greșește, greșește că are slăbiciuni. Și Apostolul Pavel a legiferat și a spus așa: voi cei duhovnicești, mustrați-l și îndemnați-l cu Duhul blândeții, fără să-l pizmuiți și să-l urâți, că așa se împlinește legea lui Hristos. Da, a făcut un rău, de-amu ce vrei să-i tai capul? Noi creștinii de pe urmă, ca să folosesc un termen modern al zilelor noastre, suntem o categorie de creștini dornici de sete, sânge, ură, arme, război, răzbunare și ego. Dă ăștia o prostie la televizor, oricare ar fi ea. Toată lumea își dă cu părerea. Dar cine ești tu, întreabă Hristos, să judeci pe sluga mea? Au n-aș citit ce spune Ioan Evanghelistul? În momentul în care tu judeci înainte de Hristos, ești antichrist.